Timișoara este în aceste zile și capitala arhitecturii din România. Universitatea Politehnică și Ordinul Arhitecților din România organizează FAST, primul festival național al facultăților de arhitectură din țară. Primii care au ajuns la Timișoara au fost studenții de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Mă aștept cumva să am o interacțiune mult mai bună între facultăți și între studenții de la facultăți, pentru că mi se pare o oportunitate foarte bună. Aștept toți speakerii, nu pot să zic că am unul preferat pe care îl aștept. Și sunt foarte curioasă cum o să decurgă evenimentul, pentru că mi se pare un eveniment foarte unic pentru România și aș aștepta să se continue și în următorii ani. Ne conectăm cu celelalte facultăți, pentru că noi nu prea ne socializăm cu celelalte sau nu știm pe ceilalți din țară. Și la asta mă aștept, să ne facem conexiuni noi. Sper să fie foarte fain și sper să pot să stau un pic aici și să nu mă gândesc la facultate și la proiectare. Festivalul școlilor de arhitectură din România înseamnă mai multe zile în care au loc expoziții, ateliere de lucru, conferințe, dezbateri, toate dedicate arhitecturii și viitorului din acest domeniu. Demersul este gândit pentru a putea angaja tot mediul academic, însemnând și studenți și corp profesoral, într-un dialog despre problemele actuale ale societății și felul în care arhitectura poate răspunde la aceste probleme. Ne interesează de asemenea și ca studenții, deci viitorii arhitecți, viitorii noștri membri ai organizației, să fie de acum familiarizați cu aceste probleme, introduși bine în problematică și să participe la reflecția comună despre soluțiile pe care le putem propune. Acest festival conectează și mobilizează cele 5 centre de arhitectură din țară: Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea, Iași și București. Pot spune că expunem pentru prima oară în ultimii 30 de ani toate atelierele de proiectare din aceste școli. Niciodată ele nu au mai fost prezentate împreună într-un format de genul ăsta. În afară acestei expoziții mai sunt alte expoziții ale școlilor asociate. Facultatea noastră are o expoziție care poate fi văzută în trei spații, la cazarma U, hala cu roboți și în sala expozițională a facultății, plus conferințele Cohesion, workshop-urile care se desfășoară pentru studenți și, nu în ultimul rând, seriile de talks, trei seri de întâlniri cu arhitecți de renume internațional la Teatrul Național, unde deja suntem sold out, cu casa închisă, ca să spun așa. Ne așteptăm să avem în fiecare seară 620 de participanți. Festivalul FAST este organizat sub patronajul Parlamentului European și este susținut de Congresul Mondial de Arhitectură 2023.